Bună ziua tuturor! Bine ați venit! Vă mulțumesc în primul rând că ați răspuns pozitiv invitației noastre de a ne fi alături la acest eveniment, spunem noi, evenimentul de top din calendarul manifestărilor prilejuite de zilele municipiului roman. Iată-ne ajunși deja la cea de-a noua ediție a Galei Excelenței Romascane, un eveniment care este posibil doar datorită dumneavoastră, cetățenilor care prin muncă și prin dăruire faceți performanță în domeniile în care profesați fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru implicare și vă asigur de întreg respectul și aprecierea mea, dar și a colegilor mei din administrația publică locală. Vom începe decernarea premiilor ediției 2018 a Galei Excelenței Romascane cu secțiunea dedicată celor care s-au remarcat prin activitatea lor de-a lungul anilor, promovând numele comunității la nivel național, dar și internațional, cetățenii de onoare ai municipiului roman. Îl invit alături de mine pe domnul deputat Laurențiu Dan Leoreanu, un bun prieten al meu, dar mai ales un bun prieten al romașcanilor. Și vă invit în cele ce urmează să urmărim câteva imagini despre activitatea dumneavoastră. Laurențiu Dan Leoreanu s-a născut la Roman, în familia profesorilor Elena și Vasile Leoreanu, pe 5 august 1965. A urmat cursurile școlii gimnaziale Vasile Alexandrii și ale Colegiului Național Roman Vodă. În toamna anului 1984 a început stagiul militar la școala de ofițeri de rezervă numărul 3 Bacău, Arma Artilerie. Au urmat mai multe perfecționări și concentrări militare, în urma cărora deține gradul de colonel în rezervă. Este absolvent al Facultății de Matematică și Informatică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, promoția 1989. În anul 2000 a susținut examenul pentru gradul didactic 1. În perioada 2002-2003 a urmat cursul postuniversitar de managementul instituțiilor publice în cadrul Academiei de Studii Economice București. Este licențiat al Universității Petre Andrei Iași, Facultatea de Drept, promoția 2007. A urmat studii de master la Universitatea din Bacău, la Facultatea de Științe Economice și la Universitatea Danubius Galați, la Facultatea de Drept. În anul 2010 a urmat un program de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare în categoria înalților funcționari publici, iar în anul 2011 a absolvit cursul post-universitar Securitate Națională și Bună Guvernare la Universitatea Națională de Apărare, Carol I, Colegiul Național de Apărare. În anul 2014 a urmat cursul Politică Externă și Diplomație la Institutul Diplomatic Român, iar în anul 2015 a obținut de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență diploma de absolvire a cursului în domeniul managementului situațiilor de urgență. După aproape 20 de ani la catedră, dintre care peste 4 ani director adjunct și apoi 7 ani director general la Colegiul Tehnic Miron Costin, după un mandat de 4 ani de consilier municipal, în anul 2008 romașcanii l-au ales să le fie primar. Încă de la preluarea mandatului, s-a implicat activ în revigorarea orașului, obiectivul general fiind reașezarea comunității în locul pe care îl merită din punct de vedere istoric, geostrategic, economic, în elita municipiilor din Moldova. Proiectele conturate încă din finalul anului 2008 au fost lansate, desfășurate și mare parte din ele încheiate într-un timp record, ceea ce a făcut ca anul 2009 să apară ca un an de turnură pentru municipiul roman. De altfel, acesta a fost și unul dintre idealuri. Romanul, oraș european. Anul 2010 a marcat încheierea unor importante proiecte demarate în anul 2009, dar și deschiderea de noi direcții de dezvoltare comunitară. Parcul municipal, centrul de primiri urgență al Spitalului Municipal de Urgență Roman, construirea și amenajarea bazinului de not. În anul 2011 s-a derulat proiectul Reabilitarea infrastructurii publice urbane a municipiului roman, a fost inaugurat noul sediu al Muzeului de Științe ale Naturii, s-a încheiat modernizarea arteriei roman-est, s-a inaugurat centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc, Casa Copiilor, și s-a realizat proiectul Casa Bunicilor. Anul 2012 a fost unul în care s-a efectuat cea mai mare parte a lucrărilor din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, precum și anul începerii unei alte investiții de mare valoare, dar și complexitate, microhidrocentrala pe râul Moldova.
O altă investiție majoră a anului 2012 a constat în începerea renovării, consolidării și modernizării sediului Bibliotecii Municipale, clădirea aflată pe lista monumentelor istorice. Tot în anul 2012 au fost finalizate cele două blocuri de locuințe sociale și au fost date în folosință cele 100 de apartamente din blocurile ANL, s-a construit bazinul de not, s-au finalizat lucrările de reabilitare la corpul A al Colegiului Național Roman Vodă și la școala gimnazială Alexandru Iancuza, s-a conturat proiectul Casa Pâinii. Anul 2013 a însemnat finalizarea planului integrat de dezvoltare urbană, au fost demarate lucrările de modernizare la artera Roman Est, etapa a doua, și la artera Roman Vest și au continuat lucrările de extindere a rețelelor de apă și canalizare în municipiul roman. Cele mai importante realizări ale anului 2014 au fost inaugurarea unității de producție a TRV, reabilitarea și modernizarea zonei de agrement, bazine de not în ștrandul municipal, extinderea rețelelor de apă și canalizare, lucrările desfășurându-se în cadrul programului vizând protecția surselor de apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare, închiderea depozitului neconform de deșeuri menajere din Roman, finalizarea proiectului microhidrocentralei pe râul Moldova. În cursul anului 2015, inaugurarea complexului sportiv și de agrement Moldova a fost pentru locuitorii municipiului Roman unul dintre cele mai așteptate și apreciate momente generate de investițiile administrației publice locale. Pe 26 mai 2016, după un lung proces de renovare și restaurare, a fost inaugurată Biblioteca Municipală George Radu Meridon. Domnul Laurențiu Dan Leureanu s-a evidențiat ca o persoană cu un nivel ridicat de expertiză și în domeniul relațiilor externe, dovadă fiind înfrățirile cu mai multe orașe din Europa, dar și din Asia. Pe parcursul întregii activități a avut ocazia să demonstreze că este o persoană competentă și creativă, cu o gândire strategică și abilități excelente de comunicare și organizare. Domnule deputat, felicitări! Semnele de recunoștință a ceea ce ați însemnat dumneavoastră pentru municipiul Roman și sunt convins că ceea ce am văzut e de fapt doar o mică parte a anilor în care dumneavoastră v-ați pus amprenta asupra dezvoltării municipiului Roman. Da, vă mulțumesc frumos pentru apreciere, pentru prezentare. Să știți că chiar am emoții. Deși, în general, reușesc să trec destul de ușor peste ele. Este vorba despre o activitate desfășurată în ani de zile, cu o echipă unită, pentru că nimeni de unul singur nu poate mișca lucrurile din loc. Dar important este să ai capacitatea să coagulezi energiile și să le pui pe o rezultantă pozitivă. Sunt lucruri frumoase pe care le-am reușit împreună cu echipa din Roman. Sunt lucruri care, iată, rămân, lucruri care merg mai departe. Asta nu înseamnă că ne vom opri aici, pentru că această distinție onorează, dar și obligă. Și sunt convins că împreună vom face așa cum am făcut și până acum echipă și vom aduce noi lucruri importante pentru municipiul Roman. De altfel, municipiul Roman este privit, să știți, cu invidie aici, în Moldova. Mi-aduc aminte de poate o lună și ceva de când am avut o reuniune la Bacău, unde erați și dumneavoastră, domnule primar, prezent. Și când gazdele de acolo spuneau că, la un moment dat, Bacău a devenit capitala economică a Moldovei, cu ani în urmă, cu circa 10-15 ani în urmă, și când au anunțat-o public, în acel simpozion la care au participat circa 400 de persoane, spuneau că, iată, municipiul Roman, un oraș care venea cu o anumită tradiție și cu o anumită percepție, deja a luat-o înaintea municipiului Bacău. N-am contorizat aceste lucruri, nu am verificat, dar este un lucru care ne onorează și faptul că platforme de producție, dar și de logistică și depozitare centrală în Moldova și-au găsit locațiile la Roman, părăsind în urma unor dezbateri discuțiile de la Bacău, arată totuși că Romanul este ofertant, dar în același timp trebuie și poziționat și prezentate oportunitățile astfel încât să se poată dezvolta în ritmul pe care mi l-am dorit.
Sunt convins că și în anii următori vom merge pe acest drum ascendent și împreună, în echipă, vom încerca ca romanul să se dezvolte cât mai mult, locuri de muncă create, dar și cât mai bine plătite, dar iată că în ultima vreme au început să apară și locuri de muncă cu altă specializare, ceea ce pe noi ne-a interesat. Dincolo de locurile de muncă care vin cu o salarizare medie, iată că încep să apară specialiștii și acest lucru ne bucură, mai ales că economiști, ingineri, din Vaslui, din Piatra, din Bacău, au venit și lucrează în Roman, iar unii dintre ei, chiar în momentul de față, își achiziționează locuințe în Roman pentru a rămâne aici cu familiile, conștientizând că Romanul este o locație în care și familia se poate dezvolta armonios. Dar acest lucru este doar o percepție de etapă, trebuie să meargă mai departe și mi-asum acest lucru și voi face tot ceea ce voi putea eu, prin competența mea, prin relaționarea pe care o pot avea la nivel regional, național și, de ce nu, internațional, lucru deja care s-a dovedit, pentru că pentru aceste lucruri dezbaterile s-au purtat și în capitala României, dar și în capitale economice ale Europei și trebuie să putem să mergem mai departe. Sunt convins că în echipă, împreună cu dumneavoastră, domnule primar, împreună cu echipa din administrația locală, împreună cu mediul de afaceri din Roman, principalul motor al dezvoltării economice a municipiului, a județului, a regiunii și, de ce nu, la nivel național, vom aduce noi obiective în Roman și eu sunt convins, așa cum discutam, că chiar din această toamnă și începutul anului următor se vor putea observa noi repere de dezvoltare în municipiul Roman. Încă o dată vă mulțumesc, mă onorează, mă responsabilizează, voi fi același romașcan al dumneavoastră, cel pe care l-ați cunoscut și, de ce nu, de la etapă la etapă să încerc să fiu și mai bun. Vă mulțumesc! Cu plecăciune, vă respect și vă salut. Vă mulțumim, domnule deputat, pentru cuvintele dumneavoastră și sunt convins că aprecierile noastre sunt cu totul și cu totul meritate. Acum, cu îngăduința dumneavoastră, aș dori să schimb oarecum programul, deoarece avem o acordare în premieră a unui premiu Tânărul Anului și acest premiu va merge către o tânără ambițioasă din Roman, care are un grad important în marină, e vorba de locotenentul Ștefana Mihaela Farcaș. Ștefana, din păcate, nu a putut fi alături de noi, pentru că se află într-o misiune pe mare, dar datorită tehnologiei și amabilității forțelor navale române, vom putea intra în direct cu locotenentul Farcaș printr-o convorbire asigurată prin satelit. Bună ziua! Bună ziua, doamna locotenent Ștefana Mihaela Farcaș. Este o onoare să te cunoaștem. Bună ziua! Este o onoare să te cunoaștem. Bună ziua, domnule primar! Este o onoare să te cunoaștem și să te felicităm pentru ambiție, pentru responsabilitate și mai ales pentru devotamentul față de țară. Să știi că noi aici la Roman suntem foarte mândri de tine. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua tuturor romașcanilor din sală și tuturor celor prezenți. Bună ziua familiei mele! Vă salut cu respect și cu drag de undeva din mijlocul Mării Negre. Aș dori să încep prin a spune că sunt foarte onorată, domnule primar, că v-ați gândit la mine. Este o onoare deosebită. Atât faptul că reușesc să reprezint Romanul în cadrul forțelor navale, cât și faptul că v-ați gândit la mine pentru această gală cu ocaziile zilelor Romanului. Sunt puțin emoționată și se aude și cu puțin o ușoară întârziere datorită distanței, dar vreau să fie toată lumea conștientă de acolo și dumneavoastră, în primul rând, cât de recunoscătoare sunt și cât de onorată sunt că v-ați gândit la mine.
Da, așa cum probabil ai aflat în sală, sunt și părinții tăi și bunicii tăi și sigur suntem cu toții emoționați, în primul rând să te auzim, să te cunoaștem. Am auzit foarte multe lucruri frumoase despre tine, iar acest lucru nu poate decât să ne bucure, pentru că tu reprezinți unul dintre romașcanii tineri care poartă cu mândrie numele municipiului Roman. Roman, așa cum îl denumim noi, acel loc frumos, acasă. Și sigur că te așteptăm cu prima ocazie, când ajungi acasă, acolo unde ți este sufletul, să fii alături de noi și chiar să ne întâlnim cu prima ocazie. Vă mulțumesc frumos și așa este. Chiar dacă meseria de marinar presupune să fii destul de mult plecat de acasă, acasă fiind în cazul meu portul Constanța, adevăratul sens al cuvântului acasă pentru sufletul meu este municipiul Roman, acolo unde m-am născut, acolo unde am crescut, acolo unde am învățat, iar bazele formării mele au fost puse tot acolo. Și cu prima ocazie când voi reuși să ajung acasă, voi fi onorată să reușesc să vă vizitez și să vă mulțumesc pentru onoarea acordată. Da, și noi te așteptăm cu drag, Ștefana. Vreau să le mai spunem invitaților noștri faptul că tu ești și imaginea NATO, deci iată că municipiul Roman este reprezentat nu doar la nivel al României, la nivel național, ci și la nivelul acestui pact nord-atlantic, un pact NATO care ne onorează foarte mult. România face parte din această organizație, iar faptul că tu ești imaginea acestei organizații, spunem noi că și Romanul se simte foarte bine reprezentat. Așa este și sunt mândră și reușesc să țin în continuare la un standard foarte înalt atât imaginea forțelor navale, cât și imaginea municipiului Roman acolo de unde am plecat. Îți mulțumim foarte mult, Ștefana, pentru prezență. În cele ce urmează vom înmâna premiul mamei tale și sunt convins că atunci când vei veni acasă te vei bucura să-l vezi și pe de altă parte să ne întâlnim pentru a ne cunoaște și personal. Ștefana? Alo? Alo, Ștefana? Da, gata, vă aud. Ce faci? Doar sun, mă întreb ce... Alo? Ștefana, mă auzi? Da, să rămână mama. Ce faci? Pe mare. Bine. Noi te așteptăm acasă cu drag și tot sufletul nostru este la tine, știi. Da, o să vin și o să salut pe toată lumea și să nu fiți emoționați acolo. Nu știu că ești mama aia și tata aia și da, tu și probabil toată lumea emoționată. Să nu fiți emoționați. Eu sunt bine și o să ajung și acasă. Da, te-am pupat. Da, felicitări, Ștefana, să mulțumim mult. Mulțumesc pentru premiul acordat în numele lui Ștefana și aș dori să o cunoașteți. Este un copil excepțional din toate punctele de vedere și sper că o să mai auziți de ea multe lucruri frumoase. Cu siguranță, vă mulțumim mult, iar în cele ce urmează chiar vă voi invita să urmăriți câteva imagini reprezentative pentru ceea ce înseamnă Ștefana. Mulțumesc încă o dată. Ștefana Farcaș. După ce a absolvit gimnaziul la școala numărul 5 din Roman, a optat pentru o carieră militară și s-a înscris la colegiul militar și de probabil transmisiunea care s-a făcut opțiunea pentru forțele navale a fost când era în clasa 11. Să oprim filmul. A fost mutată conexiunea pe telefon din cauza aceasta. Vă rog să luăm. Ștefana Farcaș s-a născut la Roman în anul 1992. După ce a absolvit gimnaziul la școala numărul 5 din Roman, a optat pentru o carieră militară și s-a înscris la Colegiul Militar Ștefan cel Mare din câmpul lung moldovenesc.
Opțiunea pentru forțele navale a fost când era în clasa 11-a, în urma unei excursii de studii la Academia Navală. Astfel, în anul 2014, a absolvit ca șefă de promoție Facultatea de Inginerie Marină și Navigație din cadrul Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Constanța, specializarea în navigație, hidrografie și echipamente navale. După terminarea Academiei, a absolvit, tot ca șefă de promoție, Școala de Aplicație a Forțelor Navale Mangalia. În anul 2015 a primit funcția de ofițer de cart, specialitatea navigație, la bordul fregatei Regele Ferdinand, iar din anul 2016 și până în prezent este navigatorul fregatei Regele Ferdinand. Din această funcție răspunde de siguranța manevrei și navigația în siguranța navei, atât în marea largă, cât și la manevrele în condiții speciale. Din anul 2015 până în prezent a participat la toate ieșirile pe mare ale fregatei, însumând aproximativ 350 de zile pe mare, peste 15 exerciții multinaționale și în comun cu gruparea navală NATO. Totodată, în anul 2017, a participat la un curs internațional în Statele Unite, cu o durată de 4 luni. Cursul a avut participanți din 10 țări, iar șefa de promoție a fost tot Ștefana, primind distinția de absolvent de Island. În octombrie 2017 a participat ca navigator al fregatei Regele Ferdinand la operațiunea Sea Garden din Marea Mediterană. Operațiunea a avut durata de o lună și a avut ca scop menținerea în siguranță a navigației în partea de est a Mării Mediterane, de-a lungul Ciprului, Siriei și la nord de canalul de Suez. La finalul lunii aprilie, Ștefana Farcaș a fost protagonista unuia dintre reportajele prezentate periodic pe pagina oficială a NATO, după ce în luna februarie, fregata Regele Ferdinand a făcut parte din Standing NATO Maritime Group, în cadrul unui exercițiu comun al forțelor navale ale României, Marii Britanii și Turciei în Marea Neagră. Mergi de-a lungul raiului și vei găsi marea, spune un vechi proverb francez. Iar pe mare, la bordul fregatei Regele Ferdinand, o vei găsi pe Ștefana. Ștefana, care iubește marea și vorbește despre ea ca despre o ființă dragă. Da, într-adevăr, o carieră impresionantă care sunt convins că nu se va opri aici și dorim mult succes Ștefanii să ajungă acolo unde își dorește. Așa cum vă spuneam, datorită acestei intervenții am modificat programul, însă vom reveni în ceea ce înseamnă înmânarea distincțiilor de cetățean de onoare și trecem în cele ce urmează la cetățenii de onoare post-mortem pentru Haralambie Mihăescu. Am să vă invit să urmăriți. Academician Haralambie Mihăescu, cetățean de onoare, titlu conferit prin hotărârea de Consiliu Local numărul 164 din 10 august 2017. Haralambie Mihăescu s-a născut la 7 februarie 1907 în Comuna Udești, județul Suceava. Este absolvent al Liceului Ștefan cel Mare din Suceava și al Facultății de Litere din Iași, doctor în litere și filozofie al Universității din Iași. Între anii 1935-1952 a fost bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară din Iași, apoi asistent lector, conferențiar, profesor la Catedra de Filologie Clasică a Universității din Iași. A fost bursier al Școlii Române din Paris, condusă de Nicolae Iorga și a funcționat ca lector de limba română la universitățile din Frankfurt și Heidelberg în perioada 1942-1945. Înlăturat în mod abuziv de la Universitatea din Iași în anul 1952, a rămas timp de 5 ani fără loc de muncă stabil și cu interdicția de a mai publica în România. A fost reintegrat în anul 1957 la Institutul de Lingvistică din București. A fost membru al Societății de Lingvistică din Paris, al Academiei de Științe, Litere și Arte din Palermo, al colectivului de redacție al revistei Philologus din Berlin. În calitate de clasicist s-a făcut cunoscut prin istoria literaturii latine, Iași 1947, prin studii publicate în reviste din țară și din străinătate și prin traduceri din autori greci și latini. În domeniul bizantinologiei a publicat lucrarea Influența grecească asupra limbii române până în secolul al XV-lea, București 1966. A realizat pentru prima oară în România ediții critice și traduceri din autori bizantini. Ca romanist s-a remarcat îndeoseb prin ampla și originala sinteză formată din lucrările La langue latin dans le sud-est de l'Europe și La romanité dans le sud-est de l'Europe, București 1993. Prima parte a acestei sinteze reprezintă reluarea mult amplificată a lucrării
sale Limba latină în provinciile dunărene ale Imperiului Roman, București 1960, recenzată la vremea ei în prestigioase reviste din 36 de țări ale lumii. A fost invitat să țină cursuri și conferințe în Germania, Franța, Italia, Austria, Grecia. S-a legat de orașul roman prin căsătoria cu doamna Eugenia Mihaiescu, absolventa liceului de fete Sturza Cantacuzino din Roman și a facultății de litere a Universității din Iași, profesoară emerită de limba latină la licee din Roman. În perioada 1945-1985, Haralambie Mihaiescu a locuit alternativ în Iași, București și Roman. La Roman s-a născut fiul său, Doru Mihaiescu. Aici, în liniștea vechii case cu cerdac și castan din strada Victoriei, a scris o parte din remarcabilele sale lucrări și tot aici a încetat din viață la 28 februarie 1985. Pentru Haralambie Mihaiescu va ridica premiul domnul profesor dr. Vasile Usachi. În numele familiei, special la domnului Dor Mihaiescu, țin să mulțumesc domnului primar și Consiliului Municipal pentru înalta distinție, de altfel meritată și pusă în discuție încă de multă vreme în cadrul Consiliului Municipal Roman. Când s-a făcut și această schimbare a străzii pe numele lui Haralambie Mihaiescu. Mulțumim încă o dată de primar și de Consiliul Local pentru această distinție, pentru marele cercetător care a fost Haralambie Mihaiescu. Vă mulțumim mult, domnule. Vă mulțumim mult, domnule profesor. În cele ce urmează, un alt cetățean de onoare post-mortem al municipiului Roman, academicianul Constantin C. Iliescu. Academician Constantin C. Iliescu, cetățean de onoare, titlu conferit prin hotărârea de Consiliu Local numărul 93 din 27 aprilie 2018. Profesorul dr. Constantin C. Iliescu s-a născut pe 15 septembrie 1892 la Roman în familia generalului Constantin Iliescu. Mama sa, Olimpia Makarovici, era sora generalului de divizie Gheorghe V. Makarovici, erou al războiului de independență, decorat cu legiunea de onoare franceză. Constantin C. Iliescu a absolvit liceul la Iași și a urmat cursurile Facultății de Medicină din București. În anul 1919 a primit o bursă și a studiat timp de 4 ani în Anglia. După terminarea studiilor, a revenit în România, unde s-a dedicat activității didactice. De numele profesorului dr. Constantin C. Iliescu se leagă constituirea primei unități cu profil de cardiologie, primul centru de asistență curativă și profilactică a cardiacilor și a unui cabinet de consultații realizate în cadrul Spitalului Brâncovenesc la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. În anul 1950, profesorul dr. Constantin C. Iliescu a înființat Școala de Pregătire a Medicilor Cardiologi în condiții moderne, cu unitate coronariană, sală de cateterism, teste de evaluare și servicii de recuperare. Academicianul profesor dr. Constantin C. Iliescu este creatorul Școlii Moderne de Cardiologie, a rețelei de cardiologie din România și a unei instituții unice în lume la acea vreme, instituție numită ASCAR. Datorită profesorului dr. Constantin C. Iliescu s-a dezvoltat și o rețea de cardiologie prin crearea secțiilor de cardiologie în centrele universitare și a serviciilor de cardiologie în principalele orașe din țară. În semn de apreciere și de recunoștință pentru întreaga sa activitate, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare din București poartă numele celui care este considerat fondatorul cardiologiei moderne din România. A încetat din viață pe 30 octombrie 1978 la București. Suntem alături de noi pentru a ridica distinția și diploma pe doamna Cristina Parotă, nepoata academicianului. Rătuna, mă bucur să ne revedem. Cu mare emoție. Sunt convins de emoțiile să vă reciproce. Mulțumesc, domnule primar.
am mari emoții din nou. N-a trecut nici măcar un an și din nou mă văd în această postură. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră personal, împreună cu Consiliul Local, pentru onoarea adusă bunicului meu, academician profesor dr. Constantin C. Iliescu, fondatorul cardiologiei române moderne. Vă mulțumesc încă o dată și sunt foarte onorată că m-ați chemat și voi veni cu mult drag înapoi la dumneavoastră aici, la Roman. Și mii de mulțumiri! Vă mulțumim și noi pentru prezență, pentru că ați fost alături de noi astăzi, la acest moment cu adevărat emoționant pentru noi toți. Vă mulțumim! Mai departe, un titlu pentru a fi cetățean de onoare post-mortem a fost acordat și lui Ion Ionescu de la Brad. Ion Ionescu de la Brad, cetățean de onoare, titlu conferit prin hotărârea de Consiliu Local numărul 93 din 27 aprilie 2018. S-a născut pe 24 iunie 1818 la Roman în familia Ion și Elisabeta Isăcescu. Tatălui era fiul preotului Ștefan Isăcescu, iar mama sa era fiica preotului Toader Cima. La vârsta de 7 ani a urmat școala domnească din Roman de la Biserica Albă. Aici, dascălul Verescu, care îi preda limba română, l-a numit Ionescu, adică fiul lui Ion, și astfel prenumele Ion a devenit nume patronimic. Așa i-a rămas numele lui și fratelui său, Nicolae. Gimnaziul l-a urmat la școala 3 Ierarh din Iași. Fiind un elev excepțional, directorul Gheorghe Asachi l-a transferat la Academia Mihăileană, unde a deplinit și funcția de profesor pentru clasele gimnaziale. Rezultatele sale recomandau mai mult către filologie și literatură, însă contextul economic instaurat după pacea de la Adrianopol a schimbat prioritățile tânărului Ionescu. Susținut cu o bursă de studii de domnitorul Mihail Sturza, a plecat în Franța pentru a studia agricultura la o școală fermă specializată. În regiunea Champagne a învățat viticultura și fabricarea șampanii, apoi la Bois de Sena, în apropiere de Paris, s-a ocupat cu sericicultura. S-a înscris apoi la Sorbona și a studiat fizica, chimia și istoria naturală. În anul 1841, întors în țară, este numit administrator la Văcăria Domnească de la Cioara. În paralel, și-a reluat activitatea de profesor la Academia Mihăileană, fiind primul profesor român de științe agricole. În mai 1845, alături de Nicolae Bălcescu, Mihail Cogălnicianu, Costache Negri, Vasile Alexandri, a aderat la Programul de Eliberare Națională și Socială. Prin urmare, a fost însărcinat în Comisia Proprietății să se ocupe cu problema împroprietăririi țăranilor. Pentru această atitudine și-a atras ura boierilor, iar când Turcia ocupa București, Ion Ionescu a fost prins și trimis în exil la Constantinopol. Exilul în Turcia s-a prelungit 8 ani și 4 luni, timp pe care Ion Ionescu de la Brad l-a consacrat preocupărilor științifice, îndeplinind și unele funcții: expert și consilier imperial, director al Școlii de Agricultură de la San Stefano, administrator al domeniilor din Stresalia, ale Marelui Vizir. După unirea principatelor s-a mutat la București și a înființat publicația săptămânală Țăranul Român, în care milita pentru drepturile țăranilor plăcași și susținerea înfăptuirii reformei agrare. Pentru aceasta, boierii l-au dat în judecată, iar Ion Ionescu de la Brad a fost condamnat la 3 luni de închisoare la Mănăstirea Neamț. Fiind cunoscător al problemelor rurale, Ion Ionescu de la Brad a fost consultat de domnitorul Alexandru Iancuza la alcătuirea legii pentru reforma agrară, fiind numit inspector general al agriculturii pentru toată țara. Timp de 5 ani, cât a fost inspector general al agriculturii, a organizat expoziții și concursuri agricole, a înființat mai multe pepiniere, a condus o perioadă Institutul de Agricultură de la Pantelimon, a fost profesor de agricultură la Școala Normală din București. După încheierea bruscă a activității de inspector, împreună cu fratele său Nicolae Ionescu, distins avocat, fost ministru de externe al României, cumpără de la stat moșie de la Brad, un sat din fostul județ Roman, unde a înființat o fermă model mică pentru țăranii mai puțin înstăriți, o fermă model mare pentru marile exploatații agricole și o școală de agricultură. Din anul 1869, când a devenit proprietar, și-a adăugat la nume și acest renume de la Brad. Pe 7 septembrie 1871 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar în anul 1876 a fost ales deputat în Colegiul 4 Roman.
Ca deputat a reușit să treacă legea pentru împroprietărirea tinerilor căsătoriți și legea prin care se vindeau țăranilor moșiile statului împărțite în loturi. Toată activitatea sa îl consacră care pierde viziune și aspirație spre perfecțiune științifică, rămânând definitiv înscris în filele istoriei naționale ca primul inginer agronom din România. A trăit toată viața iubind țăranul, pământul și patria lui. În semn de apreciere și de recunoștință pentru întreaga sa activitate și contribuția pe care a avut-o la înființarea și dezvoltarea învățământului agronomic în România, două instituții de învățământ românești îi poartă numele. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ion Enescu de la Brad din Iași și Liceul Tehnologic Ion Enescu de la Brad din Horia, județul Neamț. S-a stins din viață pe 16 decembrie 1891 la moșia de la Brad, la vârsta de 73 de ani. Pentru a ridica premiul și distinția, o invităm pe doamna doctor inginer Elena Rotuș. Domnule primar, doamnelor, domnilor, distinsă asistență, este o mare emoție pentru mine că din rândul agronomilor îmi revine mie onoarea să primesc titlul de cetățean de onoare post-mortem dedicat lui Ion Enescu de la Brad. Sigur, acest titlu va trona în Biblioteca Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă de la Secuieni, până când urmașii lui Ion Enescu de la Brad vor fi prezenți în România și atunci îl voi transmite. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule primar, vă mulțumesc în aceeași măsură, domnule deputat profesor Dan Laurențiu Leureanu, pentru că ne-ați sprijinit și ați fost deosebit de receptiv în a convinge și membrii Consiliului Municipal de a aproba acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem lui Ion Enescu de la Brad. Știm cu toții că marele nostru episcop, Melchisedec Ștefănescu, menționa că o națiune este cunoscută și puternică prin oamenii ei. Eu cred că cu aceste titluri acordate astăzi înaintașilor noștri, națiunea noastră și comunitatea din Roman devine mai puternică și mai cunoscută. Vă mulțumesc mult și sunt deosebit de onorată că m-ați selectat pe mine să primesc acest titlu. Vreau de asemenea să amintesc aici și pe colegul nostru, doctorul Ion Măzăreanu, care a depus eforturi susținute și a fost inițiatorul manifestărilor organizate în unele locații anul acesta, dedicate omagierii a 200 de ani de la nașterea primului mare agronom, zootehnist, economist și statistician, așa cum l-a recunoscut presa vremii și literatura de specialitate pe Ion Enescu de la Brad. Vă mulțumesc și vă asigur de toată recunoștința mea. Mulțumesc mult! Vă mulțumim și noi, doamna Trotuș, și sunt convins că vom avea în continuare aceeași colaborare foarte bună și veți avea și dumneavoastră aceleași aprecieri din partea noastră pentru activitatea pe care o desfășurați. În cele din urmă, cetățean de onoare post-mortem, Dumitru de Botez. Dumitru de Botez. Cetățean de onoare, titlu conferit prin hotărârea de Consiliul Local numărul 93 din 27 aprilie 2018.
S-a născut la Roman pe 10 martie 1904. A urmat cursurile Liceului Roman Vodă, unde l-a avut profesor pe compozitorul și dirijorul Ioan Cristu Danielescu. La terminarea liceului și-a dorit să urmeze conservatorul, dar la dorința tatălui său se înscrie la Facultatea de Drept din Iași, ulterior dând examen și la conservatorul din Iași, unde era director muzicianul romașcan Alexandru Zira. În anul 1929, după terminarea conservatorului, se întoarce la Roman ca dirijor la Biserica Sfinții Voievozi. În perioada 1931-1933 a fost profesor la Catedra de Muzică a Seminarului Teologic Sfântul Gheorghe din Roman. În toamna anului 1933 a intrat prin concurs în Orchestra Radiodifuziunii din București. A fost profesor de muzică la Gimnaziul Comercial Regele Ferdinand și la Liceul Comercial Marele Voievod Mihai din București. Între anii 1938-1942 a fost profesor de muzică la Liceul Militar Nicolae Filipescu de la Mănăstirea Dealul din Târgoviște, apoi profesor la Seminarul Pedagogic Universitar Titu Maiorescu din București. În perioada 1945-1950 a fost dirijor al corului radio, unde a dirijat Requiemul de Verdi, avându-l la pupitrul orchestrei pe George Enescu. Din anul 1949 a fost membru al Uniunii Compozitorilor. În anul 1953 i s-a încredințat conducerea corului filarmonicii George Enescu. Începând cu anul 1949 și până în anul 1974 a fost conferențiar la Catedra de Dirijat ansamblul coral al conservatorului Ciprian Porumbescu din București, între anii 1959-1962 fiind și rector al conservatorului Ciprian Porumbescu. Prin decretul numărul 514 din 18 august 1964 al Consiliului de Stat, dirijorului Dumitru de Botez i s-a acordat titlul de maestru emerit al artei din Republica Populară Română, pentru merite deosebite în activitatea desfășurată în domeniul teatrului, muzicii, artelor plastice și cinematografiei. Pentru activitatea desfășurată a primit numeroase premii și distincții, Ordinul Muncii, Meritul Cultural, Medalia Comemorativă, Marele Premiu al Uniunii Compozitorilor. A publicat numeroase studii și articole în reviste de profil, Muzica, Cercetări de Muzicologie, Contemporanul, Îndrumătorul Cultural. A susținut conferințe, concerte, lecții, comunicări științifice, emisiuni radiofonice și de televiziune. A fi pedagog înseamnă să posezi un anumit fel de a fi, să dispui de numeroase calități: calm, răbdare, voință fermă, iubire de oameni și capacitatea de a le modela sufletele, capacitatea de a fi drept, înțelegător și neinfluențabil, să iubești trecutul și să speri în viitorul de aur al țării tale și al omenirii, de a fi bun și sever totodată, să-ți menții când este nevoie hotărârile luate, de a renunța la ele când împrejurările sunt altele, să faci din tine însuți un om superior care să fie și altora exemplu. A încetat din viață pe 5 octombrie 1988 la București. Ca distinția, îl invităm pe domnul lector universitar dr. Florian Costea de la Universitatea Națională de Muzică București, Catedra de Dirijat Cor. Deci, vă mulțumim mult pentru că ne-ați onorat prezența. Deci, placheta. Și am să vă rog. Domnule primar, distinsă asistență, cred că acest premiu și această distinție se cuvine, în primul rând, familiei distinsului muzician Dumitru de Botez. Mă aflu aici pentru că sunt membru al departamentului de dirijat, acolo unde maestru Botez a fost profesor. A lăsat în urmă un tratat de dirijat și a pus bazele studiului academic, universitar, al disciplinei și al artei dirijorale. A fost un pionier al acestui lucru și mărturisește și dumneavoastră acest lucru în memoriile sale. A marcat instituția filarmonicii George Enescu din București, a marcat instituția radiodifuziunii din București, al cărui dirijor a fost. Cred că gestul pe care oficialitățile din Roman l-au făcut și îl fac în această zi este un gest nobil, un gest de noblețe, de recunoaștere bine meritată, dar și un gest care stă totuși sub semnul firescului, având în vedere anvergura personalității deosebite a lui Dumitru de Botez. Vă mulțumesc! În cele ce urmează, vom trece la oferirea premiilor din cadrul Galei Excelenței Romașcane 2018.
și începem cu secțiunea culte. Arhimandrit Pimen Costea s-a născut pe data de 16 iunie 1970 în comuna Matca, județul Galați, fiind cel de-al doilea din cei 5 copii ai familiei Costică și Alexandra Costea. După absolvirea școlii generale din satul natal, a urmat cursurile liceale, profil naval. Este absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, promoția 2003. În perioada 2005-2007 a urmat studii de master la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din cadrul Universității București, iar între anii 2007-2010 a fost doctorant al aceleiași facultăți. În anul 2011 a absolvit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași. Anul acesta a finalizat și al doilea master, Psihologie Clinică și Psihoterapie, la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Iași. În ceea ce privește activitatea clericală, pe 3 august 1991 a fost tuns în monahism și a primit numele de Pimen. În perioada octombrie 1996-septembrie 2008 a fost preot slujitor și coordonatorul lucrărilor de construcție de la Mănăstirea Bunavestire Tisa Silvestri Bacău. Din septembrie 2008 până în noiembrie 2014 a fost exarh al mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Pe 26 septembrie 2010 a fost hirotesit arhimandrit de către înalt preasfințitul Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, iar din noiembrie 2014 până în prezent este vicar administrativ al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Cu o bogată activitate științifică și publicistică, a participat la numeroase conferințe ASCOR la Iași, Bacău, Roman, Galați, Chișinău și București. A publicat 7 cărți și peste 30 de articole în diferite reviste de specialitate. Îl invităm alături de noi. Mă gândeam în timpul prezentării, aveți ceva nostalgie, așa când am ascultat-o pe Ștefana de pe mare, am văzut că ați urmat și... Mi-aș fi dorit să plec. Vă mulțumesc, domnul primar. Diplomă de excelență și o plachetă care să vă aduc aminte. Câteva cuvinte, da. Domnule primar, onorată asistență, este o deosebită onoare dacă invitați cei care au fost invitați înaintea mea, au avut emoții, gândiți-vă ce emoții am eu. Pentru că mă simt copleșit din mai multe puncte de vedere, unul dintre ele fiind acela că sunt înfiat de curând ca cetățean al orașului Roman. Eu parcurgând o mai multe locații până să ajung aici. Sper să rămân aici. Dumnezeu mă rânduie pentru cât timp, dar faptul că m-ați împropriat, ca să spun așa, ca cetățean al acestei comunități, vă mulțumesc atât dumneavoastră, ca lider, ca primar al acestei comunități, cât și Consiliul Local și tuturor celorlalți care ați găsit de cuvință să înmânați acest premiu. Poate că erau alții mult mai meritoși decât mine, dar îl accept. Și vă mulțumesc! Noi și sunt convins că vom avea o colaborare cel puțin la fel de bună ca și până acum. Mergem mai departe la secțiunea Cultură. Asociația Anima Inteligenția este puntea dintre oamenii faini și ideile mărețe. Acest ONG a fost fondat în Roman în anul 2016 de 4 prieteni, Olivia Andreea Farcaș, Ciprian Fechetă, Loredana Rusu și Monica Pellegrini, dornici să contribuie la dezvoltarea emoțională, culturală și educațională a tinerilor din zona Romanului. Principalele proiecte derulate de Anima Inteligenția au ca obiectiv conturarea unei rețele sănătoase de interacțiune umană creativă, menită să împiedice orice tip de discriminare antisemită, rasială, șovină, xenofobă.
Cea mai importantă inițiativă de până acum este organizarea la Roman a primului festival dedicat scriitorului romașcan de origine evreiască, Max Blecher. Astfel, la finalul lunii mai 2017, împreună cu un grup de oameni creativi și determinați, Anima Inteligenția a organizat prima ediție a Festivalului Cultural Internațional Blecher Fest, eveniment ce a reunit invitați de renume din lumea artistică, literară, din țară și străinătate. În acest an, în perioada 25-27 mai, Anima Inteligenția, împreună cu alți romașcani iubitori de Max Blecher și cultură, precum Irina Michălcuț, Vasile Gergel, Alina Donosă, Doris Mironescu, Sebastian Hrip și Emilian Pal, organizează cea de-a doua ediție Blecher Fest. Cu acest prilej vor veni în orașul nostru personalități din lumea culturală românească și internațională, traducători ai operelor lui Max Blecher din Italia, Bruno Mazzoni din Polonia, Ana Cornas, din Brazilia, Fernando Kleiben, din Belgia, Jan Miskin. Blecher Fest este o reacție, o atitudine. Este un act cultural care se adresează oamenilor din orașul Roman și împrejurimi, în special tinerilor. Blecher Fest, prin evenimentele culturale, alternative și avantgardiste, aduce oamenii mai aproape de lectură, de muzică, de artele plastice, de cultură în general. Anima Inteligenția a fost și promotorul celui mai recent volum de poezii al poetului romașcan Emilian Valeriu Pal, Tot ce atingeam se prefăcea în oameni, conturând, la finele anului trecut, un eveniment de lansare efervescent și creativ dedicat în special tinerilor. De asemenea, în parteneriat cu un alt ONG local, Cult Hub, Anima Inteligenția a creat o serie de workshop-uri de dezvoltare emoțională pentru liceenii romașcani, evenimente menite să le ofere instrumentele necesare unei evoluții echilibrate și sănătoase. Asociația Anima Inteligenția este un membru activ al comunității romașcane, reușind să aducă la un loc oameni creativi și idei mărețe și să contureze acțiuni menite să arate că, dacă îți dorești cu adevărat, poți crea valori și într-un oraș mic de provincie, cum este Romanul. Așadar, invităm alături de noi reprezentanții Anima Inteligenția. Se citește. Și am succes la cea de-a doua ediție. Sunt reprezentantul Anima Inteligenția și reprezentantul organizatorilor de la Blecher Fest ediția 2018 și 2017. Sunt onorat, fericit și emoționat, în aceeași măsură. O să încep cu mulțumiri. Nu puteam realiza aceste lucruri fără ajutorul Consiliului Local, oamenilor faini din Roman, asociații de voluntari, ca Mușatinii, UN Youth, People to People, trupa de teatru Gong, Cult Hub. Cea mai mare realizare consider că e întărirea convingerii că se pot realiza lucruri în orașe mici și că împreună oameni frumoși pot realiza tot ce își doresc. Vă mulțumesc și cu această ocazie vă invit la ediția a doua a Blecher Fest, care va începe de săptămâna viitoare, de vineri, sâmbătă și duminică. Vă așteptăm cu drag. Mulțumim! Mulțumim și noi, felicitări și vă urăm mult succes în organizarea celei de-a doua ediții. Mi-aduc aminte, acum un an și vreo două luni, cred, când Irina a venit la mine în birou și mi-a zis, domnule primar, ce ați spune să punem Romanul pe harta mondială? Zic, ok, ce avem de făcut? Mi-a prezentat ideea, de acolo a rezultat proiectul și vreau să vă asigur în continuare de tot sprijinul autorității publice locale pentru ceea ce înseamnă activitatea ONG-urilor și mai ales, așa cum ați spus voi, a oamenilor faini. Felicitări! Mergem mai departe la secțiunea învățământ. Thank you.
profesoara Mihaela Grapă. Este născută în ziua care marca în mod tradițional începutul anului școlar, 15 septembrie. A absolvit Liceul Roman Vodă și Facultatea de Istorie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, promoția 1994. După absolvire, a predat ca profesor titular la Liceul cu program sportiv din Roman și din anul 1999 este profesor de istorie titular la Colegiul Național Roman Vodă. Până în anul 2004 a obținut toate gradele didactice și a participat la cursuri de formare pentru disciplina istorie organizate de Ministerul Educației și Cercetării. În cadrul Inspectoratului Școlar Județean Neamț a fost profesor formator disciplina istorie, profesor metodist disciplina istorie, membru în Consiliu Consultativ și profesor coordonator la Centrul de Excelență disciplina istorie. Este membru în Asociația Profesorilor de Istorie Neamț și membru fondator al Asociației Cultural-Științifice Urbana Roman. Coordonează activități cultural-științifice în parteneriat cu Muzeul de Istorie din Roman. A participat la diverse simpozioane și conferințe naționale. Pasiunea pentru istorie, insuflată elevilor săi în cadrul orelor de curs, se reflectă și în rezultatele deosebite înregistrate de aceștia la olimpiadele școlare, la concursuri școlare locale, județene, regionale și naționale. Student pentru o zi, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, locul 1, locuri ale memoriei în localitatea ta, organizat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, locul 1, concursul de eseuri pentru liceeni, organizat în parteneriat cu Fundația Conrad Adenauer, locul 1. Perioada 2008-2018 a participat și a coordonat Simpozionul Național Basarabia Străvechi Pământ Românesc, 10 ediții desfășurate la Colegiul Național Roman Vodă. În luna aprilie a participat la Simpozionul Centenarului Războiului de Reîntregire a Neamului, Identitate Nemțeană, Memorie Locală, organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Roman, Muzeul Casa Hogaș și Asociația Cultural-Artistică GONG. Membra a Catedrei de Istorie a Colegiului Național Roman Vodă, formată din profesori tineri și meritoși, doamna profesoară Mihaela Grapă, este îndrăgită de elevi, apreciată de colegi și un exemplu de modestie și de profesionalism. Doamna profesor Mihaela Grapă. Onorată asistență, vă mulțumesc pentru această distinție, mă obligă și mă onorează în același timp. Vă mărturisesc că am fost surprinsă. Nu știu dacă activitatea mea stă sub semnul excelenței. Mai degrabă, cred că sub semnul firescului. Fac ceea ce face de obicei un profesor, lucrează cu elevii, cred că am, asta mi-am dorit să fac dintotdeauna, am, cred că una din cele mai frumoase meserii din lume, pentru că putem să modelăm, să veghem personalitățile viitoare care se formează, să vedem cum parcurg anii de școală și de liceu. E adevărat, predau o disciplină cam ingrată astăzi, istoria, toți vor să se facă aitiști, medici, farmaciști, dar eu încerc să le insuflu această pasiune pentru istorie și sunt mândră că unii dintre ei chiar au urmat facultatea de istorie și sunt acum studenți la istorie. Lucrez într-o școală prestigioasă, Colegiul Național Roman Vodă, foarte mulți dintre colegii mei au primit această distinție și ei și elevii de acolo mă motivează să obțin performanțe. Vă mulțumesc! Doamna profesor și vă dorim mult succes în continuare în misiunea dumneavoastră de a clădi mai mult decât elevi de succes, caractere. Vă mulțumim. În cele ce urmează, secțiunea Sănătate. Doctor Liliana Buțiurcă, mă angajez solemn să-mi consacru viața în slujba umanității. Este primul paragraf din jurământul lui Hipocrate. Profesia de medic este una dintre cele mai vechi din lume. Fie că i s-a spus vindecător, vrac sau tămăduitor, medicul a fost și a rămas printre cei mai respectați oameni ai comunității.
Medicina este profesia cu durata de inițiere cea mai mare, în medie 10-15 ani de studiu, pregătire teoretică și practică. S-a născut pe 1 septembrie 1971 în localitatea Păunești, județul Francea. Este absolventă a Facultății de Medicină Generală la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore de Popa din Iași, promoția 1995. În perioada 1995-2000 a fost medic rezident chirurgie și ortopedie pediatrică la Spitalul Clinic de Urgență Copii Grigore Alexandrescu din București. Din anul 2001 este medic primar la compartimentul chirurgie și ortopedie infantilă a Spitalului Municipal de Urgență Roman. În anul 2007 obține o competență în ecografie generală la Universitatea de Medicină din Iași, iar în anul 2011 urmează un curs de diagnostică ecografică în displazia congenitală a șoldului. Chirurgia pediatrică, specialitate care are ca obiect de studiu patologia chirurgicală la vârsta copilăriei, este un compartiment relativ nou la Spitalul din Roman. Doamna dr. Liliana Buțiurcă, având o misiune de pionerat în această specialitate, alături de soțul domniei sale, doctorul Ovidiu Buțiurcă. Șansa unui medic de a deveni bun constă nu doar în pregătirea profesională, ci în dezvoltarea conștiinței că tot ceea ce face se află sub semnul datoriei față de semeni și față de Dumnezeu. Să fii chirurg pediatru nu e deloc ușor. Să simți durerea și tristețea unui pui de om care te privește cu teamă și așteaptă de la tine să-l vindeci, presupune să fii o persoană care și-a sensibilizat ființa prin educație, prin dragoste și prin credință. A participat la numeroase cursuri de perfecționare în țară și în străinătate. În cei 18 ani de activitate la Spitalul din Roman, a participat la peste 7.000 de intervenții chirurgicale la copii. Are un băiețel Mihnea, pasionat de calculatoare și olimpic la mai multe discipline școlare. Doamna doctor Liliana Buțiurcă. Pentru mine să mă aflu astăzi aici. Recunosc că mă simt mai confortabil în sala de operații. Mereu m-am gândit că a-ți face datoria e un lucru obișnuit. Îmi place ceea ce fac și mi-aș dori să pot trata copiii în condiții mult mai bune decât au fost prezentate aici. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumim, doamna doctor, și vă mulțumim că noi ne simțim mult mai confortabil aici decât în sala de operație. În cele ce urmează, secțiunea administrație publică. Inginer Elena Trotuș, director stațiunea de cercetare dezvoltare agricolă Secuieni. Născută la 8 august 1960 în comuna Cristești, județul Iași, a urmat cursurile școlii primare în comuna natală, iar cursurile liceale la Liceul Agroindustrial Podu-Iloaiei, pe care l-a absolvit în anul 1979, după care a frecventat cursurile Facultății de Agricultură în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași în perioada 1979-1983. După absolvirea facultății, promoția 1983 a efectuat stagiul în producție, iar din anul 1986 lucrează la stațiunea de cercetare dezvoltare agricolă Secuieni. Aici a lucrat în cadrul sectorului de cercetare, unde a promovat toate gradele științifice până la cercetător științific gradul 1. Urmare a cercetărilor efectuate în domeniul protecției culturilor de câmp împotriva organismelor dăunătoare, a elaborat, susținut și publicat, singură și în colectiv, 231 de lucrări științifice și de popularizarea rezultatelor obținute. În anul 1997 și-a susținut public teza de doctorat intitulată Cercetări privind structura speciilor, bioecologia și combaterea muștelor plantelor din culturile de fasole în condițiile din Silvostepa Moldovei, sub îndrumarea profesorului universitar dr. Justin Ghizdavu la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.
Împreună cu colectivul de cercetători ai stațiunii a elaborat 8 cărți și 4 broșuri care cuprind tehnologii de cultivare a plantelor de câmp rezultate din datele cercetărilor efectuate. A elaborat și derulat numeroase proiecte de cercetare în cadrul programelor din Planul Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare și a celor cu finanțare din fonduri europene. În perioada 1999-2007 a fost numită secretar științific al Stațiunii de Cercetare, Dezvoltare Agricolă Secuieni prin decizia directorului, iar din anul 2007 și până în prezent ocupă funcția de director al Stațiunii de Cercetare, Dezvoltare Agricolă Secuieni, numită prin decizia președintelui Academiei de Științe Agricole și Silvice, Gheorghe Ionescu Șișești, București, în urma concursurilor organizate în 2007 și în anul 2015. Pe baza rezultatelor științifice obținute și a realizărilor stațiunii secuieni, care se situează în primele 3 unități de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, doamna Elena Trotuș a fost aleasă prin vot deschis în anul 2010 membru asociat, iar în anul 2014 membru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Șișești, București. Este din anul 2013 și membru asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România, filiala Piatra Neamț. Pe parcursul activității a îndrumat numeroși studenți în efectuarea practicii aferente proiectelor de licență și a fost solicitată și a participat ca referent oficial în comisiile de analiză și susținere publică a 15 teze de doctorat la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași. Preocuparea permanentă a doamnei Elena Trotuș o constituie diversificarea tematicii de cercetare care să răspundă cerințelor agriculturii zonale, promovarea și implementarea rezultatelor în agricultură, creșterea prestigiului și a vizibilității stațiunii în rândul unităților de cercetare-dezvoltare. Doamna doctor inginer Elena Trotuș. În nume propriu, vă rămânăm această distinție și vă rog să vă mulțumesc foarte mult, domnule primar, pentru premiul acordat. Sunt deosebit de onorată. Pe parcursul activității mele vă mărturisesc că am primit și alte premii și distinții, dar acesta este unul din cele mai importante, pentru că, iată, el vine din partea comunității locale în care eu m-am stabilit și în care eu locuiesc. Știu că atunci când primești un premiu, în afară de rezultate, trebuie să te propună cineva și trebuie să te susțină. Ca atare, eu mulțumesc în egală măsură și celor care m-au propus, care m-au susținut și vă mulțumesc dumneavoastră încă o dată pentru încrederea acordată. Mă onorează acest premiu, vă asigur încă o dată de tot respectul și colaborarea mea. Vă mulțumesc mult de tot! Vă mulțumim și noi și vă asigurăm și noi de întreaga noastră disponibilitate pentru a colabora. Vă spuneam cel puțin la fel de bine ca și până acum. Mergem mai departe la secțiunea socială. Asociația Tinerilor Ortodoxi Roman. Asociații ale tinerilor ortodoși sunt înființate pe teritoriul canonic al Patriarhiei Române, având binecuvântarea ierarhului fiecărei eparhii, dar și în alte patriarhii surori, întâlnindu-se în fiecare an la început de septembrie la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoși. Asociația Tinerilor Ortodoxi din Roman a luat ființă în anul 2016, la sfârșit de octombrie, având binecuvântarea în al preasfințitului părinte Ioachim și prin implicarea și purtarea de grijă a părintelui Valentin Băltoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. O mână de tineri s-au strâns în jurul acestui proiect și stăpâniți de elanul celor mai frumoși ani ai vieții și-au dorit să se implice în cât mai multe activități, să se simtă responsabili și utili. Tinerii care au conștientizat importanța voluntariatului și au reunit forțele în cadrul Asociației Tinerilor Ortodoxi Roman pentru a aduce o bucurie pe chipul aproapelui, dar și pentru a fi cu un pas mai aproape de împlinirea lor spirituală.
Interacțiunea cu personalitățile vieții culturale, implicarea în activități social-filantropice, întâlnirile administrative și strategice din cadrul grupului, parteneriatele încheiate cu diferite instituții romașcane, sunt tot atâtea evenimente pe care ATOR le trece în revistă periodic, împlinind calendarul celor mai importante evenimente sociale și culturale locale. Totodată, ATOR nu își propune să intre în competiție cu alte asociații ale tinerilor romașcani, nici să își impună cu obstinație prezența și convingerile, ci dorește ca activitățile propuse spre a fi implementate să fie izvorâte dintr-o pornire firească de a face bine celor aflați în situații delicate, arătând prin aceasta că omul, indiferent pe ce scară socială sau intelectuală s-ar afla și la orice vârstă ar fi, trebuie să nu uite că ceea ce ne definește este omenia, solidaritatea, recunoștința și bunătatea. Tinerii din Asociația Tinerilor Ortodoxi Romani au drept scop promovarea valorilor spiritualității și a culturii românești în contextul local și în dialogul cu tradițiile, spiritualitatea și cultura europeană. Crearea unui climat educațional, cultural, social, artistic, sportiv, favorabil dezvoltării tinerilor. Ajutorarea tinerilor aflați în dificultate. Cultivarea tradițiilor și a valorilor morale și religioase tradiționale. Încurajarea voluntariatului. Având ca valori propuse spre a fi împlinite, încrederea, egalitatea, angajamentul, responsabilitatea, transparența, perseverența și inovația, au reușit ca în decursul a 2 ani să se închece într-o frumoasă familie a cărei membrii învață și lucrează împreună, reușind ca în acești ani să dezvolte proiecte materializate în acțiuni de voluntariat în sprijinul copiilor, tinerilor și vârstnicilor, ateliere handmade și strângeri de fonduri cu ajutorul cărora au adus zâmbetul și bucuria pe chipul copiilor și bătrânilor instituționalizați din Roman, sprijinirea familiilor defavorizate din Roman și împrejurimi, încheierea de parteneriate cu autorități publice, școli, licee, unități medicale și alte asociații din țară, activități culturale și artistice, organizarea și participarea la conferințe, ateliere de formare și creație organizate de ATOR Roman, dar și la invitația altor asociații din țară. Punând suflet în tot ceea ce fac, tinerii voluntari atoreni se simt vii, hrănindu-se din Hristos cu voință și putere, având certitudinea că nu sunt singuri în această viață, care este un examen continuu și care nu poate fi amânat sau repetat. Coordonatorii ATOR Roman, preot Valentin Băltoi, domnișoara Dana Georgiana Luca, domnul Narcis Nicolae Bejan. Asociația Tinerilor Ortodoxi din Roma. Domnule primar, onorată asistență, am emoții foarte mari. Este o onoare pentru noi prezența aici și acest premiu vine ca o recunoștință a comunității romașcane pentru toate activitățile pe care acești tineri frumoși le fac în cetatea Moșatină. Mulțumim Înalprea Sfințului Joachim pentru binecuvântare și susținere. Mulțumim domnului primar pentru că ne-a fost alături de foarte multe ori când am avut nevoie. Mulțumim tuturor partenerilor care ne ajută cât pot fiecare. Mulțumim foarte mult! Mulțumim și noi și felicitări, mult succes în continuare. Trecem la secțiunea mediul de afaceri. Doina Cepalis, absolventă a Facultății de Științe Economice, în 1986 este economist la ICSMAP Roman, Comerț de Stat Alimentar și de Alimentație Publică. După Revoluție, FSN o numește director economic la Moldova S.A., magazine alimentare. Îndrăznește, studiază metoda MEMBO de privatizare și 4 ani mai târziu este acționar principal la această firmă. Își ia destinul în mâini și devine antreprenor, dorind să schimbe și să dezvolte comerțul alimentar. Cu forța antreprenorială autentică și determinare de fier, de multe ori riscând totul, luptându-se pentru a câștiga, carismatică, acesta este profilul ei.
În anul 2000, Doina Cepalis trece pragul unei fabrici abandonate din perioada comunistă. A cumpărat fabrica de textile din Pașcani, a dus-o la standarde înalte de producție, dar concurența Chinei și liberalizarea i-a îngrădit extinderea și în 6 luni pierde toate contractele. Era iarnă, 650 de salariați, marfă nevândută și niciun ban. A avut puterea să o ia de la capăt. A pornit timid într-o nouă afacere cu 10 angajați. Așa s-a născut Terox, cu 10 angajați și 10.000 de lire împrumutate. În 3 ani, compania a crescut de 89 de ori, atingând o cifră de afaceri de peste 25 de milioane de euro și 1.000 de salariați în plină criză 2007-2008. În acel moment, publicațiile de business au început să o nominalizeze. În anul 2010 este desemnată cel mai dinamic antreprenor al României. Revista Forbes o desemnează între cele 50 cele mai influente femei din România. Ziarul financiar o include prin vot între cei mai importanți 100 de manageri. Iar acum, la centenar, face parte din cei 100 antreprenori care au schimbat România, din perioada interbelică și până în prezent. Doamna Doina Cepalis, CEO la Terox Pro. Vă mulțumesc mult, domnule primar, onorată asistență. Așa cum și ceilalți premiați au spus că emoțiile sunt foarte mari și distincția asta este extrem de importantă pentru mine, sunt oarecum surprinsă pentru că de câțiva ani nu-mi desfășor activitatea în cea mai mare măsură în acest oraș, dar de câte ori mă duc în străinătate, în țările în care noi exportăm, întotdeauna vin în roman, întotdeauna sunt acasă, întotdeauna aștept să ajung acasă. Avem și aici o companie, mă simt prezent în această comunitate, iubesc acest oraș. Aici am familie, aici mi-am crescut copiii, aici am devenit antreprenor. Mă simt romașcan și vă mulțumesc foarte mult că m-ați nominalizat. Felicitări, vă mulțumim foarte mult. Nu de multe ori, dar au fost, cred că cel puțin 2 sau 3 ori când și eu am avut fie deplasări, fie vacanțe externe și mă întâlneam cu doamna Doina în aeroportul de la Iași, fie pleca, fie se întorcea dintr-o delegație de afaceri. Îi dorim mult succes și chiar dacă activitățile pe care le faceți dumneavoastră nu se desfășoară la Roman, dumneavoastră sunteți parte a acestei comunități și ne reprezentați cu cinste acolo unde vă desfășurați activitatea. Trecem la secțiunea mass media. Vasile Arhire, jurnalist TV, senior la studioul teritorial Iași al TVR. S-a născut pe 18 iulie 1959 la Huși, în județul Vaslui. A absolvit Facultatea de Construcții din Iași în anul 1984. A obținut titlul de Master în Comunicare și Relații Publice în 2003. A fost pe rând reporter de televiziune la știri, publicist, comentator TV, realizator de emisiuni de dezbatere și de talk show, realizator de reportaje și filme documentare. Pasiunea pentru sport și mirajul transmisiunilor radiofonice l-au adus într-o zi de toamnă a anului 1975 pe strada Karl Marx, la numărul 44, acolo unde se află sediul studioului teritorial de Radio Iași. Avea 16 ani și dorea cu înverșunare să ajungă comentator sportiv. Și-a extins preocupările și spre presa scrisă prin colaborarea la ziarul Flacăra Iașului și la revista Opinia Studențească, al cărei redactor șef adjunct a fost între 1981 și 1983. Visul adolescenței s-a împlinit în noiembrie 1982, atunci când a comentat la Radio România primul meci de fotbal. Între 2003 și 2013 a deținut funcția de director al studioului teritorial Iași al TVR. Se numără printre fondatorii ziarului Evenimentul Regional al Moldovei.
A conceput numeroase proiecte pentru emisiuni de televiziune, între care Descripție Moldave, TVR Iași, TVR 2, TVR 3 și Ghiși cine vine la cină, TVR Iași și TVR 3. A realizat numeroase filme documentare premiate la festivaluri naționale și internaționale, între care două distincții ale Asociației Profesioniștilor de Televiziune. În 1997 i s-a acordat Premiul Național pentru Televiziune al Asociației Presei Sportive din România. Este autorul a trei cărți: Fenomenul Penicilina Publicistică în 2001, Curajul de a crede în victorie publicistică, editura Timpul 2000, Ghiși cine revine la cină, editura Junimea 2017. A fost lector în tabere de jurnalist pentru elevi și studenți în România și Republica Moldova. Din anul 2007 este vicepreședinte al Asociației Scriitorilor și Jurnaliștilor de Turism din România. Domnul Vasile Arhire, din păcate, nu a putut fi alături de noi astăzi. În acea zi avea programată o conferință la Universitatea din Iași, însă a ținut să ne transmită un mesaj. Vând să salut întreaga asistență prezentă la această ceremonie. Este o onoare pentru mine să primesc distincția oferită de primăria municipiului Roman, pentru că de ani mulți am o legătură de suflet cu acest oraș moldav. În ultima perioadă am realizat câteva producții premium și mă refer la emisiunea Ghiși cine vine la cină, un dialog cu eminentul profesor Gheorghe A.M. Ciobanu. De asemenea, am prezentat municipiul Roman într-o ediție a emisiunii Descripție Moldavie. Nu în ultimul rând, am fost mereu aproape de performanțele handbalistice ale echipei din Roman. Un gând bun de aici, de la TVR Iași, pentru toți locuitorii municipiului. Da, îi mulțumim foarte mult domnului Vasile Arhire, într-adevăr un prieten al municipiului Roman și de fiecare dată când a avut ocazia sau când a trecut prin Roman, nu a ezitat să se oprească și la noi pentru a ne promova orașul, dar și performanțele din sport. Și dacă tot vorbim de sport, trecem la secțiunea sport. MTB Roman. Echipa de organizare a concursului MTB Roman Maraton și-a propus să aducă orașul nostru în lista selectă a orașelor care organizează competiții cicliste și să întemeieze o tradiție a unui concurs de mountain bike cross-country în pitoreștile împrejurime ale Romanului. S-a decis organizarea unui eveniment sportiv punându-se bazele unei mișcări care să promoveze mersul pe bicicletă privit ca mijloc de recreere, mijloc ecologic de transport și mijloc de afirmare pe plan sportiv. Nucleul de organizare, format din Adrian Irimia, manager eveniment, Constantin Astasă, Bogdan Ioan Ciuncu, Daniel Deriș, Petrică Buzdugan, Adrian Alex Fieru, Cezar Arămescu, Sorin Husaru, Constantin Iancu, în colaborare cu Asociația Clubul Sportiv Sporting Roman, condusă de profesor Adrian Bolea, municipiul Roman și CSM Roman a demarat la sfârșitul anului 2017 acțiunea de a realiza pe 5 mai 2018 o adevărată sărbătoare a ciclismului la Roman, la care s-a dorit să participe, pe lângă sportivi consacrați, toți iubitorii de mișcare și natură. Astfel, grupul de pasionați de pedalat pe coclauri, prin foarte multă muncă și implicare, a pus pe roate cel mai mare eveniment de ciclism desfășurat vreodată în Roman și unul dintre cele mai mari din țară. Pentru că sportul are viitor când generațiile își predau ștafeta neîncetat, unul dintre obiectivele principale a devenit participarea copiilor. Iar cel mai bun mod de a-i motiva fiind exemplul pe care îl dau părinții participanți, dar și sportivii de la cluburile de profil. Copiii nu au fost doar spectatori, ci parte integrantă a evenimentului. Pentru copii nu s-a perceput taxă de înscriere, s-a pus accentul doar pe participare și fair play și au avut traseu special destinat.
Pentru desfășurarea în bune condiții a acestui eveniment au fost curățați și marcați aproximativ 100 de kilometri de traseu off-road pe drumuri neamenajate, poteci și cărări prin păduri și s-a asigurat asistența medicală specializată pe tot traseul. Au luat startul 470 de participanți din toată țara cu vârste între 7 și 64 de ani și au concurat în funcție de vârstă și abilități. Aceștia au beneficiat de kituri de concurs consistente, puncte de hidratare alimentare cu fructe, alimente și băuturi diverse, masă caldă, recuperare și masaj, premii substanțiale pe categorii tombolă. Pentru că s-a dorit o celebrare a mișcării și sportului, participanții s-au bucurat de programe de divertisment și momente muzicale. Au fost implicați aproximativ 150 de voluntari din Roman și din alte orașe. Evenimentul a fost sprijinit de autoritățile publice locale, precum și de firme private și de parteneri media. Astfel, evenimentul a înregistrat un real succes la nivel național, participanții încurajând continuarea lui. MTB Roma. Ești doar o parte dintre cei nominalizați și care s-au implicat. Domnule primar, onorată asistență, sunt însoțit astăzi de Dan Deriș, sprijinul meu de nădejde în organizarea acestui eveniment, și Ioan Bogdan Juncu, un alt membru al echipei de organizare, cel mai bun biciclist din Roman, campion și obține locul 1, 2 sau 3 la multe competiții la nivel național. Totul a pornit din pasiune și din pasiunea de a pedala în natură. Am pornit la drum ca amatori și pe tot parcursul organizării activităților ne-am dorit să fim profesioniști. Evenimentul a avut succes și sperăm să-l putem continua. Mulțumim! Felicitări! Două mărturisiri aș vrea să fac. Când am început discuțiile, am avut ceva emoții plecând de la faptul că, deși din punct de vedere managerial le știam capacitățile, fiind la o primă ediție a unui astfel de eveniment, nu știam exact cum vor evolua lucrurile, dar vreau să îi felicit pentru modul exemplar în care s-au mobilizat și pentru cum au știut să coaguleze în jurul lor un număr însemnat de voluntari, unii dintre ei chiar venind din proprie inițiativă, auzind despre acest eveniment. Al doilea lucru care m-a impresionat foarte mult, l-am auzit luni, l-a auzit după eveniment, când domnul Adrian Iremia, îmbrăcat elegant, cu o pungă de gunoi în mână, trecea prin locul în care tocmai fusese organizat evenimentul, în complexul sportiv și de agrement Moldova, și a lăsat și curățenii acolo unde au fost montate corturile. Ceea ce înseamnă dragoste pentru natură și implicare în adevăratul sens al cuvântului. Eu aștept cu nerăbdare ediția a doua a MTB Roman și vă asigur în continuare de tot sprijinul municipalității și a clubului sportiv municipal.